Etapa cu numărul 21 din Liga a patra Argeș a fost una extrem de productivă în ceea ce privește numărul de goluri înscrise. Aromușelul Câmpulung și Sola Grația Dragoslavele au înregistrat victorii cu scorul de 7 la 0, iar la domnești s-au înscris de asemenea 7 goluri. Lereștenii lui Bobi Dascălu pare că s-au descătușat în fața celor din Bascov, în timp ce Speed Academy Pitești a câștigat în deplasarea de la Stolnici. Rezultatele etapei cu numărul 21, Liga A4 a 4 Argeș. Sola Grația Dragoslavele, viitorul Rucăr 2022, 7 la 0. Aro Mușcelul Câmpulung, CSC Suseni, 7 la 0. Mușcelul Lerești, Juventus Victoria 1992 Bascov, 4 la 1. CS Mioven 2, Internațional Valea Iașului 2022, 2 la 3. Viitorul Bârla, ACS Costești, 1 la 2 ce domnești de repitești 6 la 1. Energia Stolnici, Speed Academy Pitești 0 la 4. Partida Mușcelul Câmpul Lung 2 ACS Poiana Lacului a fost omologată cu scorul de 0 la 3.